Ploile din ultimele zile au provocat numai necazuri în unele zone. În localitatea Babana din județul Argeș, râul Cotmeana s-a umflat, iar apa s-a revărsat peste maluri și a acoperit complet drumul din vecinătate, dar și suprafețe întinse de teren agricol. Sute de familii au rămas izolate. Acum, pentru a ieși din sat, oamenii trebuie să traverseze râul pe o punte improvizată. Nu trec mașinile. Nu trec mașinile. Păi nu vedeți cât de mare? Și a fost și mai mare. Oamenii se tem că în caz de urgență nici ambulanțele și nici pompierii nu ar ajunge la ei. Uitați cum umblăm, o luăm peste locuri, pe câmpuri. Podul ăsta de când zice să-l facă, câte animale am prăpădit acelea, tot satul. Nu puteți să trecem cu căruțe, rămânem în pană, ne ia gârla. Uite, chiar astăzi de dimineață am avut o mică problemă de sănătate și n-am avut curajul să anunț o ambulanță pentru că mi-era frică de gârlă, zic unde să-i bag. Potrivit Air News, reprezentanții Consiliului Județean Argeș au declarat că știu despre situația de la Babana și au precizat că există chiar și proiectul de construire a unui pod, însă este abia în faza de licitație pentru încredințarea lucrării.